aproximativ 20 de pungi negre cu același emblemă. Maya Sandu, pidasca, Gabriela, casca. Aproximativ 3,5 milioane de lei. Foarte dură. Salutare prieteni, sunt Nicolae Chicu și bine v-am găsit la o nouă ediție Pamphlet Time. Astăzi vom stoarce câteva subiecte importante din ultimele zile, dar până atunci dați un like la acest video, activați clopoțelul ca să fiți informați când public un nou episod, abonați-vă la acest canal de YouTube pentru a crește împreună, distribuiți-l prietenilor voștri, abonați-vă la pagina mea de Instagram să fim și noi în rând cu lumea. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/nicolaechicu și ia ca-i Pamphlet Time. După mai multe investigații jurnalistice care demonstrau clar că Șor a achitat bani grei protestatarilor pentru a striga în centrul capitalei jos Maya Sandu, Ilan președinte, a venit și vestea cea mare. Vineri, șefa procuraturii anticorupție, Veronica Drăgălin, ne-a anunțat că procurorii au prins în flagrant oamenii lui Șor, care distribuiau 3,5 milioane de lei pentru următorul protest. În mai multe locații am ridicat aproximativ 20 de pungi negre cu același emblem. Pungile au o etichetă albă lipită pe ele cu cuvinte scrise de mână, care sunt nume de raioane. În total, estimăm că astăzi s-au ridicat aproximativ 3,5 milioane de lei în acești pungi de bani. Cei care cărau torbele cu bani au fost urmăriți de procurori și s-au demonstrat că sărmanii încep lucrul pe la 5 dimineața. Din Chișinău, banii sunt distribuiți în toate raioanele în pungi negre, identice. Culiocul cu calendar s-a transformat în câțiva ani în culioc cu boss. Spre exemplu, în punga pentru călăraș s-au găsit 25.000 de lei. Salut călărășenii mei! Într-o pungă neagră cu cuvântul călăraș am găsit suma de peste 25.000 de lei. Deci primele concluzii arată că săptămânal Ilan Șor cheltuie 3,5 milioane de lei pentru proteste. Banii au încăput în 20 de pungi negre. Să nu uităm că protestele durează deja de câteva săptămâni. Este vreo 14 milioane de lei pe lună. Așteptăm rezultatul final al anchetei și condamnări cu ani grei de închisoare. Nu doar cu rețineri. Aici glumenus. Cine începe? Повторяю, 5,5 milioane de lei. Это деньги, которые я передал вам, граждане Республики Молдова, которые протестуют. Apropo, a venit și ziua în care corturile înmiresmate ale lui Șor nu mai stau în fața Parlamentului. Nimeni nu se mai bate pe Ștefan cel Mare de la vodcă, iar trecătorii nu mai sunt intimidați de cei care au venit la Araș pentru a-și găsi jumătatea. Dumneavoastră strigați rușine și eu vă întreb de ce. Dar eu vă întreb pe voi de ce rușine. Nu ne rușine. Voi aveți bărbat. Cum vă zice? Da, lui mama voastră un genere, un ingeraș nu trebuie. Poliția a intervenit și a strâns toate corturile, le-a încărcat în remorci, iar protestatarii au fost dispersați, după ce au mai blocat încă o dată bulevardul central. Stimați participanți la protest, deblocăm artera de transport. Ne unim! Acțiunea de protest se încheie aici. Strângerea corturilor a provocat mai multe reacții în societate. Unele ONG-uri cu o bună reputație, printre care și Promolex, au criticat acțiunile forțelor de ordine, menționând că au fost abuzive și ilegale, pentru că încalcă dreptul la protest. Unii activiști civici care au spus că polițiștii s-au comportat ca pe timpul lui Placotiuc, atunci când oamenii erau luați pe sus. În replică, poliția a venit cu materiale video prin care au demonstrat că în corturi au fost găsite arme, rângi metalice și materiale explozibile, toate acestea fiind strict interzise la întrunirile publice. Tot poliția a spus că a ridicat corturile lui Șor pentru a preveni unele situații care ar fi afectat ordinea și siguranța publică. Întrebare întrebătoare, ce caută armele într-un cort la un protest care se declară a fi pașnic? Dar rângile metalice, dar materialele pirotehnice? Я расскажу стихотворение. Unu, doi, srandu la gnoi. Maya Sandu, pidasca, Gavrilița, c***a, scasca. De ziua capitalei, unii protestatari au încercat să provoace poliția, ca mai apoi să se filmeze strigând: "Uitați-vă ce fac polițiștii, Ilan, salvează-ne!" Se întâmpla tot după ce oamenii aduși organizat de Șor au încercat să blocheze bulevardul central. Смотрите! Смотрите, что делает полиция! În Republica Moldova, țara aflată în stare de urgență ca urmare a războiului provocat de Rusia în Ucraina, protestele sunt interzise, dacă e să luăm după buchea legii. Deci, din start, protestul este ilegal. Cumpărarea protestatarilor cu milioane tixite în pungi negre este o ilegalitate grasă. Blocarea celei mai importante străzi din Chișinău la fel este o ilegalitate. Aici se mai adaugă comportamentul violent al protestatarilor și obiectele interzise, găsite în corturi, care dacă ar fi fost utilizate, situația ar fi putut ieși de sub control. Destabilizarea fiind de fapt și miza principală a lui Șor, care este hrănită și de planul Rusiei de a pune aici o guvernare loială Kremlinului. Numai așa Moldova va putea fi utilizată ca platformă militară împotriva Ucrainei. Acele 3 rachete care au zburat peste Republica Moldova au fost doar niște saluturi oferite hoților pentru a le da de înțeles că trebuie să aibă curaj. Ura! Iar curajul vine și din Londra, alături de Șor, care le vorbește oamenilor pe Skype din Israel, a venit și Cafcaliuc din Londra. Tot pe Skype, o unire a fugarilor care au probleme cu legea și care strigă despre stat de drept și reforme, doar că unul zice că vrea alături de Rusia, altul ne aduce acasă Europa. Iată, haideți în aplauzele dumneavoastră să salutăm pe domnul Gheorghe Cafcaliu. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Suntem un partid pro-european, responsabil. Noi, împreună, poporul Republicii Moldova și partidele de opoziție, trebuie să dăm jos această guvernare și acasă să construim Europa, să aducem oamenilor gaz cu tarif normal, electricitate și... Cafcaliuc a lăsat garda jos, ar putea urma Platon și alții. Doar așa s-ar putea schimba ceva în țară, unindu-se zeci de partide, ne spune Natalia Morari. Dar din momentul în care se unește opoziția, cealaltă opoziție, aici deja apar probleme. Dacă începe să vorbească, nu știu, 8 partide, zeci de partide. Și pe Marina Tauber se pare că o vom vedea din nou la proteste pentru că a scăpat și de arest la domiciliu. Eu sunt gata în continuare. Justiția noastră lucrează atât de frumos uneori încât nici nu mai știu de ce le-ar fi frică celor care protestează pe Skype să revină acasă. Hai Marina, zic cât de greu ți-a fost. Experiență foarte tare și foarte dură. Nu știu, sincer vă spun, dacă fiecare bărbat o să poată să treacă prin ceea ce am trecut eu. Și vreau să vă spun că chiar și celor care sunt dușmanii noștri, eu nu îi doresc să treacă prin astfel de 90 de zile cum am trecut eu. Iarna e tot mai aproape, iar problema cu gazul rusesc așa și nu a mai fost rezolvată în totalitate. Ne legănăm și noi dintr-o parte în alta, ca și codrul lui Eminescu, sau ne mișcăm încet ca melcul lui Valer Atcat. Alegeți voi varianta convenabilă. Miercuri, în ceasul al 12-lea, am aflat că la Chișinău s-a găsit o soluție pentru achitarea consumului de gaze către Gazprom. Ecuația arată cam așa. Moldova Gaz va lua un împrumut de 1 miliard de lei pentru a achita rușilor gazul pe septembrie și avansul pe octombrie. S-a întâmplat în ultima zi pe care ne-a oferit-o Gazpromul, adică pe 19 octombrie, pentru că ne ziceau ei acum câteva zile că dacă până pe 20 octombrie Moldova nu va achita, Putin ne închide robinetul. Dacă nu se întoarce acest împrumut până la data de 1 mai, noi preluăm rețeaua de transport a țării. Statul a împrumutat 1 miliard de lei către Moldova Gaz, care este de fapt fiica Gazpromului, iar banii ci că noi trebuie să-i primim înapoi până pe 1 mai 2023. De unde va avea Moldova Gaz acești bani în mai, dacă acum nu-i are? Nimeni nu știe, însă... Ca să nu rămână statul în pierdere, Moldova Gaz ne oferă o garanție, gajarea întregii rețele de transport a gazului, adică o dă la amanet statului, sau cum ar veni, zalog. Împrumutul este oferit cu o dobândă de 21,5% anual. Afacerea pare interesantă, dacă nu achită, rețeaua este luată de la ruși și revine în posesia statului. Doar că nu pare să fie totul lapte și miere. În același timp, odată ce am luat această decizie, am acționat prin Comisia Situației Excepționale, cu derogare de la prevederile care ar necesita decizia bordului sau Consiliului de Administrare pentru a aproba acest gaz. Contractul este semnat fără aprobarea prealabilă a consiliilor și adunărilor generale, iar știm bine că în Consiliul de Administrare al Moldova Gaz fac parte și reprezentanții Kremlinului, pentru că ei sunt majoritari. Pe scurt, ne putem trezi că cei de la Moscova nu recunosc afacerea, o contestă, ne ducem prin instanțe câțiva ani, poate 7, dar poate 10, banii nu-i mai vedem de grabă, iar zălogul nici atâta. Și finita la comedia. Vom urmări cu atenție. Cert este că rușii ne dau acum doar 5,7 milioane de metri cub pe zi, ceea ce reprezintă 60% din necesarul pentru noiembrie și 50% pentru luna decembrie. Срочная новость. В Приднестровье прошло заседание Совета Безопасности при президенте. Принято решение ввести на территории страны чрезвычайное положение в экономике. Причина – ostra nehvatcă gaza. Zilele trecute au apărut și primele dârgăiele în Transnistria, acolo unde a fost decretată stare de urgență în economie. Gazprom a decis să reducă volumul gazelor naturale livrate în Transnistria, în octombrie cu 30%, iar în noiembrie cu 40%. Informația a fost făcută publică pe site-ul așa zisului lider separatist, Vadim Krasnoselsky. Vadim a cerut autorităților regionale să facă economii și spune că a solicitat mai multe explicații de la Moscova, însă nu a primit niciun răspuns. Gaz, чтобы обеспечить дома теплом. De cealaltă parte, Spânu zice că încă nu are informații despre aceste reduceri, iar în cazul în care Federația Rusă va decide să sisteze volumul de gaze către țara noastră, Moldova va cumpăra gaze naturale de pe piețele internaționale și, la solicitare, va ajuta și cetățenii din stânga Nistrului. Din ce cunosc eu, nici cei din partea stângă și nici cei din partea dreaptă nu au primit o astfel de informație. Păi despre ce vorbesc atunci? Eu pot doar să am o presupunere că vorbesc despre situația în care Gazprom nu va rezerva capacități suplimentare pentru luna noiembrie, adică acea cantitate de 5,7 milioane de metri cubi. Eu n-aș fi atât de categoric. Tiraspolul este mult mai aproape informațional de Moscova și ar putea ca anume Vadim să știe informațiile reale. Dar vedem. С понедельника мы ограничим поставку газа на молдавскую ГРЭС, вследствие чего вместо 70% пакета останется 27% экспорт. Krasnoselsky ne-a anunțat vineri că Tiraspolul deja ne va livra doar 27% din consumul de curent, în loc de 70%, pentru că nu-i gaz. Ceea ce înseamnă că dârgăiala vine și peste noi. Moldelectrica solicită deja consumatorilor să facă economie. În caz contrar, va recurge la deconectări pentru a menține echilibrul sistemului energetic. Мы не ставим самоцелью ограничения поставок электроэнергии в Молдове. Это так получится? У нас не эта цель, у нас просто газа нет. În Găgăuzia, un alt punct sensibil al țării, se încearcă revenirea la URSS. O asociație politică numită Mișcarea de Eliberare Națională a instalat corturi în centrul orașului Comrat și a strâns semnături pentru restaurarea granițelor URSS, în conformitate cu rezultatele celui de-al doilea război mondial. Acești vânzători de țară consideră că Rusia, ca succesor legal al URSS, poate determina granițele tuturor țărilor care au făcut parte din URSS în urma rezultatelor războiului. Vânzătorii de țară au distribuit pleante cu Putin cel Mare, Maya Sandu cea americană și Gorbaciov cel distrugător. Oare SIS-ul ne va spune cum e posibil să se întâmple aceste lucruri la noi în țară? Cine finanțează aceste aproape referendumuri? Și care e scopul real al lor? Miroasa de stabilizare? Nu, n-am auzit. Igor Dodon, plictisit de arest la domiciliu, s-a activizat și el, spunând că actuala guvernare vrea să pornească un război pe Nistru cu implicarea României și că Maya Sandu ar pregăti mobilizarea generală în țară. Tot Igor ne mai atenționează că Rusia ar putea interveni militar în așa caz. Să-i spună cineva că gazul rușilor nu se bea. Hai să bem gaz! A ajuns să răspundească pe față propaganda de război a Moscovei, semn că la el ceva chiar arde și e gata să se vândă cu tot cu țară, cât ai clipi. Între timp, socialistul Vlad Bătrâncea a tras o fugă la Moscova, ci că să rezolve problema gazului, să reia cooperarea în diverse domenii de activitate și, desigur, să ne apropie cât mai puternic și apăsat de Kremlin, pentru că de acolo vin banii. În Culioc, nu pentru popor, Bătrâncea a discutat cu mai mulți lideri politici ruși, cunoscuți în spațiul public pentru îndemnurile de utilizare a bombelor nucleare împotriva Ucrainei, dar și altor țări din Occident. Liderul PSRM se pare că nu a fost deloc deranjat de faptul că în spatele lui a târnat drapelul așa zisei Novorusii, o confederație autoproclamată în anul 2014 de către Republicile Populare Donetsk și Lugansk, așa zise. Altfel spus, s-a dus să ceară respectarea neutralității și statalității Republicii Moldova de la oameni care au contribuit la distrugerea statalității Ucrainei și care susțin separatismul. Рассматривают, вообще смотрят, что сейчас происходит на Украине, понимают, что в принципе Россия-то может дойти до Приднестровья. Может быть совсем другая реальность. Acum câteva luni, prietenii lui Bătrâncea spuneau că și alte regiuni din Ucraina trebuie să fie incluse în Novorusia, Odessa, Nikolaev și Kherson, ca mai apoi ei să aibă un coridor de trecere spre Transnistria. Iar propagandistul Soloviev spunea că din Novorusia trebuie să facă parte și Republica Moldova. Se pare că socialiștii pierd susținerea Rusiei, care s-a reorientat spre Șor în ultima perioadă, iar Bătrâncea s-a dus să ceară o a doua șansă. O să vedem ce o să urmeze după această vizită, poate o să aveți bugete mai mari. Poate vă reveni înapoi una dintre televiziunile care au fost dată lui Șor. Să dă o bătălie grea între voi, cine mai servil Moscovii voi sau Șor, cine se vinde mai scump, mai ieftin. Înțelegem, asta a fost de fapt agenda care a fost discutată acolo, haideți, nu ne ascundem după deget. Și ceea ce cred cetățenii, am să repet, trădători de țară, mancurți, oameni gata să pună umărul la destabilizarea Republicii Moldova și la închinarea ei unui stat străin, da, vânzători de țară în esență. Mersi. Этот беспилотник называют мопедом или балалайкой за громкий, грубый механический звук, который слышен издалека. Это иранский беспилотник «Шахид-136». Тут он парит над Одессой. Но это не игрушка. Эти беспилотники действительно опасны. Războiul din Ucraina continuă, iar bombardamentele lui Putin asupra civililor și a infrastructurii critice nu se opresc. Aproximativ 40% din infrastructura energetică a Ucrainei este grav deteriorată, iar de joi au fost introduse restricții de furnizare a energiei electrice pe întreg teritoriul Ucrainei. Dictatorul vrea să-i lase fără apă, căldură și curent electric pe ucraineni în prag de iarnă, pentru a intimida și mai mult. Cam asta vrea să facă și la noi. Multe dintre aceste atacuri sunt efectuate cu drone aduse din Iran. Nici Rusia și nici Iranul nu au recunoscut oficial complotul ucigaș, doar adevărul iese pe gură vrei nu vrei. La postul rus RBK, fiind invitat să discute despre război, un înalt oficial al armatei ruse, înainte de începerea emisiunii, a rugat jurnalista să nu-l întrebe despre aceste drone pentru că rușii le aduc de la iranieni, doar că în spațiul public nu se vorbește despre asta. A fost ordin de la Putin. Omuleanul nu prea și-a dat seama că live-ul era pornit, iar șoaptele au fost auzite de toată lumea. Потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. Da, privestuiesc, Ruslan Nikolaevici, давайте начнем с того, как в принципе... Și ca să-și mai facă un pic de vânt orgoliului, Putin a decretat lege marțială în regiunile recent anexate, Kherson, Lugansk, Donetsk și Zaporojie. Crede că asta ar putea schimba ceva în dreptul ucrainenilor de a-și recupera teritoriile. Iar ca să dea bine la televiziunea roșie, s-a tăvălit pe un poligon de lângă Moscova, în geacă de câteva mii de dolari și a tras din armă. Atâta curajare! Ceilalți se moară pe front, el se joacă prin Moscova. Eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut a vă spune astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/NicolaeChicu. Așa voi putea să cresc în cantitate și calitate. Dați un like la acest video și desigur urmăriți-mă pe Instagram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând! Pace!